exploziv. Florian Coldea confirmă întâlnirea cu Adrian Sârbu. Ce spune despre condamnarea lui Dan Voiculescu? Florian Coldea, fostul adjunct al SRI, a confirmat joi, în timpul audierilor din Comisia de Control SRI, ce a existat întâlnirea relatată de Adrian Sârbu, dar a negat ce s-ar fi discutat despre condamnarea lui Dan Voiculescu. A spus că au existat mai multe discuții la care a participat sublinierea domnul Sârbu, dar domnia sa a spus că nu a existat acea afirmație, era ceva de genul, avem soluții pentru Dan Voiculescu, a afirmat Claudiu Manda, după audierea lui Florian Coldea, potrivit Mediafax. Patronul Mediafax, Adrian Sârbu, a fost audiat în Comisia de Control SRI în data de 1 noiembrie 2017. Ulterior, Claudiu Manda a declarat ce Adrian Sârbu a relatat ce a fost martor când fostul prim adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a spus că are soluție pentru Dan Voiculescu, înainte să se pronunce instanța. Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul IPA. Despre condamnarea lui Voiculescu, în urmă cu câteva luni, Sebastian Ghic spunea că aceasta a fost aranjat. Totodată, România TV a prezentat o înregistrare cu fostul presubliniere din TET Traian Băsescu, în care acesta vorbea despre mutarea Cameliei Bogdan, cea care a dat sentința, în locul magistratului Mustac, iar de întreaga situație subliniere-i adjunctul SRI de la acea vreme, Florian Coldea.